Catalina, unde crezi că ar fi mai bine să-ți petreci sărbătorile de Paște? În Ardeal? Oltenia? În străinătate? În Bucovina? Sau acasă cu familia? Dacă te-a spune în Delta? Poate pentru pescari în Răiți? Nu e adevărat. E suficient să ai sufletul mare. Membrii clubului sportiv Offroad Adventure România au plecat de Florin Delta și nu pentru a prinde capturi teribile, ci pentru a-i ajuta pe oamenii de acolo, parcă rupți de lume. Sute de saci cu ajutoare au fost urcați pe gabare, 24 de mașini au pornit către Delta Dunării în Periprava, Cea, Roseti, Letea, Cardon, iar oamenii de acolo au primit cu zâmbetul pe buze toate aceste ajutoare. În viața de zi cu zi sunt oameni cu meserii dintre cele mai diferite. Îi unește însă o pasiune comună, off-road-ul, ceea ce ar presupune că nu se dau înlături de la ce este mai greu. De două ori pe an însă hotărăsc să îmbine plăcerea de a ajunge în colțuri izolate ale țării cu bucuria de a aduce zâmbete pe fețele oamenilor. Vinerea dinaintea Floriilor, ora 7, portul Tulcea. 24 de tone de marfă sunt încărcate pe cele două gabare ce ne vor duce în inima Deltei. Gabare încărcată. 12 mașini aliniate cu grijă pornesc în lunga călătorie spre Sulina. Noi ne îmbarcăm pe cea de-a doua. Încă 12 mașini. Pornim, însă, conform vorbei cum că nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită, suntem foarte repede trași pe dreapta pentru verificări. Nici vremea nu e de partea noastră. Ploaie și doar câteva grade la mijlocul lui aprilie. Aici, pe gabară, îți dai seama cât de lungă poate fi o zi. Orele trec greu și, aproape de seară, zărim în sfârșit Sulina. La Sulina debarcăm și vom ajunge pe roți până la Cea Roseti, unde va fi instalat cartierul general. O săptămână înainte de Paște și cu o săptămână înainte de Crăciun, totdeauna mergem în sate izolate pe care, din fericire, profesorii noștri de geografie din club le găsesc de-a lungul și de-a latul țării. Am ajuns în Delta cu 24 de mașini, suntem în jur de 60 de oameni. Am încercat să ne organizăm după niște informații relativ trunchiate pe care le-am primit de aici. Am vrut să ne întoarcem în Delta pentru că în 2003, când am făcut prima umanitară și am fost doar 12 mașini, ne-am dat seama că nivelul de trai este foarte, foarte scăzut și că oamenii au nevoie de ajutor și, în special, copiii au nevoie de ajutor. Nu există drumuri, nu există nici măcar electricitate în toate satele, dar oamenii sunt foarte primitori și foarte calzi și asta m-a impresionat și acum 10 ani și acum. Căminul cultural din Cea Roseti. Marfa este descărcată, sortată și pusă în saci.
E trecut de miezul nopții, iar cei peste 400 de saci sunt aproape gata. Noi suntem obișnuiți să fim tot timpul cu mașina, tot timpul pe roți. O venire în Delta presupune că ești legat de locul ăsta și nu ești stăpân pe situație. Pur și simplu nu ai control. Faptul că poți să faci cât vrea bunul Dumnezeu pe apă, faptul că nu știi unde o să acostezi, faptul că te uiți la prognoză dacă ai semnal, faptul că ești rupt de lume, că nu ai o piesă de schimb, că nu ai unde să alimentezi, că nu ai apă de băut, că nu știi unde dormi, că nu știi ce mănânci, că nu știi ce faci și că nu ai la cine să apelezi. Școala din Cea Rosetti ne-a fost dormitor. Ziua de sâmbătă începe cu încărcarea sacilor care pleacă spre Peritrava. În primul rând, emoțiile sunt mari de fiecare dată când ajungem într-un astfel de loc. În al doilea rând, ne bucurăm foarte mult că putem să smulgem un zâmbet. De fapt, de 10 ani de zile nu facem nimic altceva decât să smulgem zâmbet. Și aș spune că mai degrabă e o plăcere decât o tradiție și o bucurie. Ce poate fi mai frumos decât să faci bucuria altora? Din păcate, lucrul ăsta e din ce în ce mai rar. Cu atât mai mult savurăm aceste momente, mai ales când vezi pe chipurile lor, chipurile unor oameni care sunt izolați, care au mai puțină șansă, vezi bucuria, vezi fericirea, vezi poate și un pic de speranță și mai ales multă surprindere. Toți copiii de gimnaziu fac naveta la școala din centrul comunei, adică din Cea Rosetti. Sunt 37 de copii la gimnaziu. Ce înseamnă pentru ei că fac naveta? Adică 14 km duși și 14 km întoși. În fiecare zi facem naveta cu un aro foarte vechi, care este aproape distrus. Am vrut să menim în Delta, în primul rând, să ajutăm școala, pentru că... Școala din Cea Rosetti, cele trei școli care au aceeași conducere, care sunt relativ bine echipate, dar sunt rupte de lume, care scot o revistă, dar nu au toner la imprimantă, care nu au niciun fel de comunicare. Am vrut să ajutăm copiii, pentru că astăzi am văzut efectiv cum cineva a scos un bloc de desen și a început să deseneze. Pentru asta ne-am întors în Delta. Dar dacă m-ar întreba cineva în momentul ăsta dacă o iau de la capăt, probabil că ar trebui să văd niște poze ca să spun da. M-am mirat mai ales că este o acțiune atât de mare. Atâtea mașini, atâtea oameni implicați în această activitate. M-a emoționat, m-a mirat, m-a făcut să fie teamă cum ne descurcăm. Una peste alta lucrurile au ieșit bine. Cred că oamenii sunt neobișnuiți, însă frumusețea locului, o zi ca aceasta, oamenii, bucuria lor, ne umplu sufletul de bucurii și ne fac să ne spunem în fiecare an că trebuie să o facem pe următoarea.
Am adus peste 24 de tone de marfă, iar ca valoare cred că ne apropiem de 2 miliarde, pentru că nu pot estima din cauza faptului că sunt foarte mulți oameni și sponsori și persoane particulare care ne-au donat fără să știm exact valoarea. De obicei luăm legătura înainte cu o lună, înainte de a pleca spre locul respectiv, cu primăriile și cu directoarea școlii, care ne dau un minim necesar de informații. Număr de copii, număr de bătrâni, persoane neajutorate și așa mai departe. De obicei aducem produse de bază, constând în ulei, zahăr, orez, paste făinoase și așa mai departe, plus jucării pentru copii. Am adus 24 de calculatoare, aproape noi, chiar dacă ele sunt second hand, au fost foarte puțin folosite, și am reușit să le instalăm în cele două școli ale comunei Cearoseti. Pentru bărbați, viitor bărbați ca Nicu aici de față și ca... Ionuț, să ne trăiască! Nicu și... Ionuț, așa. Merită să mergi chiar și pe ploaie, pe zăpadă, prin noroi, cu mașini distruse, cu banii investiți, numai ca să smulgem un zâmbet. Că nu se știe, poate el va fi viitorul off-roadist în România. În 1999 să facem prima umanitară, trecând prin foarte multe comunități izolate datorită mașinilor sau din cauza mașinilor pe care le avem. Ne-am dat seama că oamenii care ne primau cu brațele deschise, deși noi treceam de multe ori pe proprietățile lor, cu voia lor, au nevoie de ajutor. Oamenii sunt foarte primitori și foarte calzi și asta m-a impresionat și acum 10 ani și acum. Oamenii sunt extraordinar de calzi, extraordinar de primitori și s-au bucurat foarte mult pentru ceea ce am reușit noi să facem pentru ei.